prăjituri cu camele și bucate gustoase. Pentru cojile mele de eclere o să avem nevoie de 150 de făină, 100 de grame de unt și 250 de apă. Și ouă 3-4 câte o să ne intre și un praf de sare. Și aceste coji sunt bune și pentru sărat și pentru dulce. Așa. Și acum am să cern făină. Și voi pune în vasul meu, am să cântăresc 100 de grame de unt. Am să tai de aici o bucată și am să iau 100 de grame de unt. Așa, ia să vedem cât avem aici. A căzut. 80 și 90, mai pune să avem 100. Deci 100 de unt. Mai scot o bucățică. Așa. Am pus, în tigăița noastră am pus 100 de unt. O să dau deoparte. Bună ziua, bună ziua, bine ați venit! Facem tortulețul, ca în fiecare an pentru băiețelul meu. Deci am pus 100 de unt și punem 250 de apă. Ia să cântărim și apa. Aici are 250, dar să punem exact. Așa. Și am pus 250 de apă cu 100 de unt. Și acum punem pe foc. Am să pun și un praf de sare. Și punem pe foc. Un praf așa cât luăm între degete. Și când fierbe, o să punem imediat făina noastră. 150 de făină. Ați văzut că am cernut-o la început. A început să fiarbă și acum punem toată făina odată peste și amestecăm. Vedeți? Și amestecăm așa bine totul. Așa. Și acum vom mai pune puțin pe foc și vom mai usca puțin acest aluat. Așa. Ia uitați cum a venit. Așa, și-l mai punem puțin, puțin pe foc. Și-l mai... Îl mai amestecăm puțin, puțin. Ia să mă întorc invers ca să mă vedeți. Așa. Și îl vom pune mai aici, în acest vas. Ia uitați cum arată. Așa. Eu voi pune și o lămă de cuțit. M-am gândit să fac mai multe coji de ecleri și să le fac mai lungi. Așa. Și am să le fac așa mai lunguțe. Ia uitați aluatul. Că am o idee în minte și am să fac așa mai multe și am să fac un fel de buturugă. Să vedem dacă o să-mi iasă. O facem în direct. Așa. Și am să dau așa pe pereții vasului și am să dau afară, să se răcească puțin.
Afară este rece. Am să dau în balcon. Ia uitați. Așa. Și acum am să pun un căpăcel și duc afară. Și ne ocupăm de cremă și lăsăm puțin să se răcească și apoi adăugăm ouăle, unul câte unul. Incorporăm mai întâi unul și după aceea pe al doilea, pe al treilea, până avem o consistență, când tragem, să curgă și să se oprească, să se formeze așa un V. Așa, și dau afară. Imediat vin, mă duc afară să le duc. Avem aluatul nostru de coș. Încă este călduț. Așa. Și cu un tel vom adăuga câte un ou. Și amestecăm. Ia uitați cum arată. Nu este rece-rece, este puțin călduț. Nu trebuie să fie fierbinte ca să nu coacem ouăle. Și acum adăugăm câte un ou. Unul câte unul și după aceea, cum este incorporat primul, îl adăugăm pe următorul. Așa. Și amestecăm. Am să deschid și cuptorul. Și... Așa. Amestecăm bine. Cine dorește, poate face și la robot aluatul. Așa. Așa, am incorporat primul ou și acum îl adăugăm pe următorul. Vedeți? Așa, și adăugăm altul. Și vom vedea câte ouă ne intră, 3 sau 4. Am să vă arăt consistența la... Așa. Ia să deschid și cuptorul. Îl pun la 200 de grade. Și îl lăsăm să se încălzească bine. Și acum am să amestec o lingură de lemn. Vedeți? Și mai trebuie aproximativ un nou. Și cum am spus, am să iau un nou și am să-l dat. Și vom vedea dacă ne intră tot sau nu. Și batem așa cu focuriță. Și acum voi adăuga așa câte puțin din acest ou și dacă mai e nevoie mai adăugăm și amestecăm așa, până incorporăm bine tot oul. Cred că este gata așa. Ia să vedem. Încă puțin mai trebuie. Mai punem puțin, puțin. Așa.
Și amestecăm bine. Așa. Trebuie forță la acesta luat. Să faceți la robot dacă doriți. Așa. Deci așa trebuie să rămână un V când ridicați în sus și când cade. Așa. Mulțumesc, Elena. Te iubesc și eu și eu vă iubesc pe toți. Și vă mulțumesc din suflet, vă mulțumesc. Așa. Și lăsăm așa. Mai amestec puțin și punem într-un coș. Eu mi-am pregătit o tabă. Așa, ia să punem. Să punem coiul ăsta. Putem pune cu un undui sau pur și simplu tăiem vârful și punem. Așa e, să vedem cu alițică unde am pus-o. Și acum vom pune în acest săculeț. Am să las că ne trebuie și pentru cremă. Și acum eu voi pune fără dui, voi pune direct aici și le voi face lungi. Punem totul aici în poșul nostru. Așa. Și acum punem în tavă. Închidem. Așa.
scoatem aerul cât se poate. Și tăiem. Tăiem aici vârful, cam așa de gros să fie. Punem ouăle aici, mi-aduc tava. Și acum o să facem lunguțe. Aici să se lipească. Și acum le facem așa lungi. Și le dăm la cuptor. Eu l-am încălzit la 200 de grade. Dacă aveți ventilat, puneți că o să iasă super, super, super. Așa, și am să fac câteva mai mici. Acest aluat este bun și pentru dulce și sărat. Și să le dau așa cu puțină apă. Am să iau un șervețel. Așa, am un șervețel și îl înmui aici în apă și îl stor puțin și îl așez peste. Așa. Și le umezesc așa puțin. Și acum le dau la cuptor. Și mi-aduc crema să vedem dacă s-a răcorit. Am să bag și la frigider în congelator să se răcească mai repede. Și între timp noi ne batem frișca. Așa. Și dau la cuptor. Și să sperăm că o să iasă bine, bine. Așa. Cojile cum au venit. Vedeți cum au venit? Așa.